Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, emisiunea Tarotela cu o nouă etalare pentru un anumit colectiv. N-am mai făcut de mult, din păcate pentru unii cărora le e dor de mine. Am avut niște proiecte, dar unul l-am terminat. Yes, unul l-am terminat, mă pregătesc pentru următoarele. Haideți să vedem, la nivel colectiv, unii dintre voi, nu toată lumea, dacă simțiți că nu rezonați, nu ascultați. Și vă mai face, și vă mai face. Astăzi mă simt fine. Situația. Hai să vedem despre ce vorbim. Dragă colectivule, dragii mei, abonați în mod special. Faetonul. Ah, 10 de cupe. Ho-ho. Faetonul. Și 10 de cupe, semnale de aspecte. Mai bine zis, aspecte în planet, în case de apă și zodii de apă. Aspecte, nu zic neapărat că aveți de-a face cu zodia racului. Rac, pești, Scorpion. Ah, interesant! Lună plină în Scorpion. Lună plină. Aha, fain. În Scorpion. Probabil că dacă ați fost decepționați, primiți un soi de binecuvântări unii dintre voi sau ghidaj să alegeți calea care vă aduce fericire sau care vă duce. Vă duce, vă aduce, depinde ce faceți, da? Calea către fericire și către abundență și către spiritualitate. Cu alte cuvinte, faetonul merge către stea. Dacă vă cunoașteți valoarea și știți cum să cuvântați, puteți să manifestați și știți ce să alegeți și cum să urmăriți semnele timpului. Știți ce trebuie să faceți. Eventual cineva vă urmărește. Eventual cineva vă urmărește sau voi ați urmărit pe cineva, variază. Hai să mai vedem totuși. Hai. Mesaje așa. Mesaje. Pentru că ne place să ne uităm în stânga-dreapta. Oh, super! Yes! Să sperăm că la fel o să fie. Scuzați îngălăgia. O să fie până la sfârșit tot așa. Tot așa. Am început bine, să terminăm în bine, vă rugăm frumos. Asul de spade și soarele. Mami! Super! Excelent! Trei de bâte invers. Interesant. Interesant, magician. Ah, a apărut și în timp ce am amestecat. Da. E un personaj. Un personaj. Aici a fost un blocaj într-o anumită poveste. Un blocaj mental. Unul dintre cei implicați. Da, vorbesc despre un colectiv. Unul este foarte blocat. Da, unul e blocat mental într-o chestiune care ține de materialitate. Tatăl de monede. Pentru mine, tatăl de monede e o persoană tradițională, căsătorită, care se. Da, dacă nu e căsătorit, e căsătorit cu munca și tot aia e. Și altă persoană independentă cu spor, poate nu la fel de mult, dar e nouă, domnule, numărul lui Jupiter care se extinde, care nu stă are și viziuni tradiționale, dar are și viziuni nonconformiste, își dorește creștere continuă. Interesant, apare 8 de spade și împărăteasa. Unul stă blocat într-un mental tradițional, cum zisei, altul vrea să se extindă pre împărăteasa și împărăteasa. Altul știe, sau alta, energie feminină, energie masculină. Energia feminină, ar spune, știe că trebuie să se extindă, să crească. Nu în greutate, vă rugăm frumos că vine vara. Dar, financiar, yes! Pantofiori, ochițe, chestii, înghețată, păi avem nevoie de bani. Dar nu se pune musai la ciorapi cât să ne bucurăm. E, scuzați-mă, o stare. Da, așa, între personajul tradițional și personajul independent, puternic și care își dorește expansiune și are, repet, are stabilitate, totuși, sunt patru pene, da? Un soi de patru de bâte inclus, interesant, știe despre flăcări gemene, știe ce înseamnă o relație, își dorește relații faine, nu fixiste. A apărut dezamăgirea între aceste personaje, astea două, da? A apărut dezamăgirea. Poate că, dacă cineva e căsătorit, apare a treia spadă. Da. Interesant ce apare foarte frumoasă. Așa, și din cauza acestor dezamăgiri, manifestarea potențialului care există între cele două persoane, de altfel foarte puternice, nu se manifestă. Trei de bâte invers. Pentru că cineva trebuie să aleagă.
Job, căsătorie versus independență. Poate să fie versus independența personală sau versus persoana independentă cu care știe că se poate extinde, că am văzut faetonul, mișcarea către fericire. Și avem frumi deocamdată. Marcaj puternic în semne de aer, semne de pământ, semne de foc. Am văzut și apă, sunt toate elementele, așa că ar putea să fie confuzie pentru unii dintre voi dacă vă fixați pe așa ceva. Dar sper să nu vă fixați. Fixați-vă pe poveste. Deci dezamăgire între cele două personaje. Pentru că cineva a blocat interesa. Vedeți cum? Cineva a blocat doi de spade, probabil marcaj în balanță. Doi de spade înseamnă Marte sau Mercur în balanță, în mod special pentru mine și nu doar pentru mine. Doi de spade, clar. Și un as de spade în jos, vedeți voi cu ochișorii voștri și aici apare un alt as de spade, dar cu spada în sus. Yes! Yes! Acum, adevărul nu a fost nici manifestat, nici spus magicianul. Vorbește, bre. Poate, nu știu dacă la fel de mult ca mine, dar magician, manifestor. Eu sunt manifestor, așa că vorbesc. Asta e datoria mea, să vorbesc, să informez. Pentru cine vrea să audă. Dar cineva nu a blocat această comunicare. Pentru că asul de spade invers uneori înseamnă și meditație, nevoia de a gândi, de a analiza și doi de spade sugerează, da, într-adevăr, necesitatea de a lua o hotărâre. Însă, cred că au fost amânate din cauza eventual unor influențe. În primul și în primul rând, influența ar fi blocajul mental al cuiva. Unul este blocat, stă atârnat, încă nu s-a transformat, e în starea de cocon, coco. Da? Și celălalt este, se extinde, nouă de monede, se extinde, energia feminină. Și împrăște, și crește brațele, vedeți voi ce, nu brațele, bre, crengile, face fără, e primăvară, se îndrăgostește, radiază, la la la. De viață se îndrăgostește, nu? Deci, magicianul. Probabil că vă simțiți, pe de-o parte, unii dintre voi nu mai vreți să așteptați, trei de bâte așteaptă, își face planuri de călătorie, pentru că speră ceva, trei de bâte speră, dar a venit invers, interesant. Da? Probabil că nu mai sperați în această poveste, pentru că vă simțiți trădați și, eventual, magicianul cu trei de spade manipulați într-o formă sau alta. Și chiar dacă n-a fost voit manipularea, manipularea a venit din a treia parte, a patra, cât o fi fost a terța parte. Dar acum vorbim despre asul de spade și soarele. Trezire, bre! Bra! Wake up! Nu știu, foc și aer. Foc și aer. Și trăsnete. Două trăsnete. Probabil că cineva trece prin niște zdruncinături, prin niște probleme. Cel puțin, probabil dacă are marcaj în semn de aer, marcaj, poate să fie și ascendent, gemeni, balanță, vărsător, acest personaj trece prin cel puțin două turnuri, da? Să zic, la nivel profesional și familiar sau la alt nivel sau eu știu ce. Cel puțin prin două turnuri, două separări sau două răsturnări de situații necesare ca să se trezească la realitate. La transformare, că am văzut coconul care stă agățat de o spadă, iar spadă, de un cuvânt necuvântat. Cel puțin un cuvânt. Și soarele, ce frumos! Ce frumos în acest decăr soarele este flancat, sus, jos, în toate colțurile, de păsări, iar simbolul libertății. Porumbei, al libertății, al păcii, al manifestării. Hai să vedem. Hai să clarificăm asul de spade. Mai dăm o carte și până mai intrăm în clarificări. Încă o carte despre situația generală. Despre ce vorbim aici? Despre această situație cu carte. Yes. Egalitate. Temperanța numărul 14 a apărut și în timp ce am amestecat cărțile, deci vrea să iasă în evidență acest câine. În ce sens? Poate cineva e marcat. E cineva născut în semnul câinelui din punct de vedere, da, anul chinezesc
al câinelui și cineva în anul chinezesc al tigrului. Da? Vai, deci ieri m-am uitat la tigri. O să vorbesc despre tigri, că e anul meu. Aveți mai putere. Cine este aici, în acest colectiv, și știe că e născut în anul tigrului, aveți o putere. Orice zodie ați fi, nu vă mai luați după astrograme de duzină, aveți o putere excepțională. Și dacă nu mă credeți, uitați-vă un pic la videoclipurile cu tigri. 3 și cu 4, 3 cu 4, când înseamnă, domnule, 7, faetonul. Asta, aveți puterea să mergeți mai departe. Și cine rămâne în întuneric, să rămână în întuneric. Cineva eventual vă urmărește. Ar vrea să vă fie alături, dar are senzația că deocamdată nu are suficientă forță să treacă prin acest portal. Vedeți voi, cu ochișorii voștri. Aveți de trecut printr-un portal și au fost cel puțin două, dacă nu chiar mai multe, da? Dar ce a vrut să apară? Egalitate, energia feminină, da? Am zis mai devreme despre energia feminină, ce frumos au arătat cărțile. Nu mai vrea să fie în oferte în acestea, 3 într-unul, 4 într-unul, nu. Vrea exclusivitate, nu se poate, egalitate, exclusivitate. Cum era? Egalitate, fraternitate. Mai nu știu cât de fraternitate, dar ideea este, da, până la urmă, de ce să nu fie și fraternitate într-un anumit fel? Dragii mei, înțelegeți, în dragoste nu ne putem limita, de fapt, aia nu e dragoste, e atracție, da? Într-o relație, bărbat-femeie, nu există doar atracția fizică, există și comunicarea emoțională, că avem apă. Există și amiciția, prietenia. Mai dacă simți că nu-i prietenie, cum poți să stai, să fii cu cineva fizic, când persoana respectivă nu te înțelege, nu ți-a alături, când ai nevoie, când vrei să dezbați un subiect, păi am văzut nu știu ce emisiune, uite-te și tu, oh, și am atâta să vă povestesc și vouă, da? Celor care îmi sunteți prieteni. Energia feminină supărată. Este supărată. Eventual, energia feminină are parte de o trezire. Ar fi frumos. Ar fi frumos și energia masculină, că totuși soarele reprezintă bărbatul divin. Sau dacă nu bărbatul divin, energia masculină divină. Scuzați-mi unghiile de eu mai lucrez la grădină, că îmi place să mă conectez la energia Gaia. Hai să clarificăm și pe urmă folosesc și celelalte de cărți. Dăm pe asul de spade. Marcaj în zodia leului sau soarele vostru al unora dintre voi, zodia leului și cu 14, aș spune, să zicem, săgetător, marcaj, poate să fie orice, nu doar soare, poate să fie și nodul nord, ci altceva. Și v-am zis, mai, tu ce pe săgetător, în mod special, își dorește libertatea mai devreme sau mai târziu. Că puteți să fiți, eu știu, orice zodie cu aspect în săgetător. Watch out! Când va fi lună plină în săgetător. Apropo, de povestea asta. Vedem. În fine. 14. Trebuie să vă câștigați credința. Unii aveți credință, celălalt nu are. Celălalt nu are și pentru că nu are credință, nu știe cum să manifeste. Preferă să stea în ceea ce a realizat pentru că nu știe să manifeste. Pentru că orice manifestare, orice expansiune ține de credință. Și nu vorbesc de încrederea în tine doar, cât în relația ta cu universul, cu persoanele din jur, de aia zic, băi, egalitate, fraternitate, prietenie, cum să manifesti lucruri frumoase dacă nu există cele mai frumoase emoții? Hai să vedem. Cineva e supărat. Da, doamna independentă, doamna domnișoara, da? Ia uite, tot regele de monede, da? Și decepții între voi. Lacrimi, poate vă e dor unul de celălalt, posibil. E normal. Dar și dacă vă e dor și știți că, măi, nu se poate. Hai să vedem. Ia uite, ce vorbeam de spânzurat. Nouă de spade și spânzuratul. Noaptea minții. Prea multe griji. Prea multe griji vă faceți în legătură cu această poveste. Și a trebuit să schimbați perspectiva. Perspectiva ar fi în sus, înspre soare. Și vine trezirea. Regina de bute, atracție. Fizică, pasiune. Da, cu cine?
cu cine. Și nu vă repet, nu vorbesc doar de pasiune, de atracție fizică și de pasiune, vorbesc de mai mult de creativitate, că regina de cuțit înseamnă foarte mult. Hai să vedem asul de spade, clarificăm asul de spade pentru colectivul pentru care vorbesc. Asul de spade, am zis, gemeni, balanță, vărsător. Soarele ar putea să fie, nu e obligatoriu, dar dacă vă place, zic, leu, aveți și ceva marcaj în, cum îi spune, săgetător, aici ce ar mai fi? Cât ar fi? Doamne! Am vorbit de faeton, 4 și cu 1, 5, împăratul, marele preot, la, la, la. A, interesant, bre! Interesant! 14 și 41, asta e. Voi vreți o relație spirituală, echilibrată, cu, cum să zic, mai multe potriviri pe mai multe planuri. Celălalt stă în umbră doar de dragul de a avea o companie, stă într-o relație regele de monede de mod special, că e împăratul și 4, da, e împăratul și 5 cu 1, male preot, relații tradiționale, doar de dragul de a avea o companie, da? Întuneric, vedeți și voi, nu trebuie să, dar vă arăt, da? Și altfel stă cu săgeata, gata, pregătită, a trecut tot păsărică, ia să o vâneze, ia că a scăpat păsărică. A zburat. Zboară sus înspre soare, păsărică. Scuzați-mi. Da, așa vine. Așa a venit. Sperația asul de spade, domnule. Asul de spade stă pe gânduri. Cineva stă pe gânduri poate prea mult. Ia uite, trăsnete în legătură cu, iar trăsnete, iar o separare. Probabil că acest personaj se trezește. Se separă de ce? Pune un cap, un capitol. Cu lumea și cu 4 de bâte, aș spune, pentru unii, un final acasă, pentru alții, cineva are de călătorit tot timpul spre casă și vrea, și din cauza asta apar separările. Eventual se mai întoarce, după separare se mai întoarce pentru un copil, pentru unii dintre voi. Pentru alții, această separare care se produce, distanță. Oh, da. Atrage. Sau au fost multe secrete în această casă. Casă, nu zic musai căsnicie, casă. Poate să fie și casa voastră. Multe secrete, multe chestii ciudate. Da? Dar care aceste secrete au creat și lupte interioare cu puterea, dar luptele acestea v-au făcut mai puternici. Interesant, în aceste de cărți, puterea are numărul 11 al justiției. Vă dați seama că trebuie să vă echilibrați. Justiția înseamnă echilibru. Trebuie să vă echilibrați prin a merge către și a manifesta nu doar nouă de cupe dragoste față de voi. Cine e în această casă în care sunt secrete, sunt transformări, poate să fie și distanță, poate să fie dorința de a încheia acest capitol, da? Și de a exprima ceva. Hai să mai vedem patru de spade imediat. Asul de spade, mai dăm o carte pe asul de spade. Numai spadea, aș spune că ar putea să fie un personaj aici. Upa, așa! Spune-te, mă. Regina de monede, împărăteasa, 8 de spade, regele de monede și 9 de monede. Da, ia uitați-le cum s-au așezat. Mai, în fața voastră. Regele și regina de monede, împărăteasa și preîmpărăteasa. Și la mijloc, 8 de spade. Aici este blocajul cuiva, stă și se gândește. Ce să fac, ce să fac, ce să fac? 4 de spade. Începe să vadă lucrurile altfel. Simte că intuiția îl cheamă într-o nouă direcție sau o cheamă. E un cuplu aici, regele și regina de monede. Dar mai e un alt cuplu care se poate forma. Cu cine? Nu cu regina de monede, care are valoarea să nu zic nu că nu are, ci cu o preîmpărăteasă care are șanse să devină împărăteasă. Adică, nu doar, în ce sens, ambele își cunosc valoarea, ambele au calitățile lor, însă aceasta are posibilitatea de a se extinde și împreună cu acest personaj te extinzi, bărbat, femeie, nu contează ce ești. Nu stai pe loc, la 8 de, aici este tendința cuplurilor de pământ și nu neapărat a cuplurilor, a celor care sunt extrem de tradiționaliști. Nu zice nimeni să fii stabil, pentru că și cele două cărți sunt stabile și sunt super valoroase. Nu zice nimeni.
Sunt o persoană stabilă, poate n-ați înțeles, dar asta nu înseamnă că stai pe loc. Asta înseamnă că te-ai extins cât un pic, cât un pic, uneori mai mult, altori mai puțin, că te-ai extins, mai faci un curs, mai citești o carte, mai creezi o relație, mai comunici, trei comunici. Și uite așa în fiecare an cum e pomul ăsta, mai crește această coroană. Și cineva trebuie să aleagă. Că am văzut doi de spade, nu, trei. Și acest personaj trebuie să înțeleagă. Probabil că înțelege sau urmează să înțeleagă. Deocamdată meditează. E un mirușel acum. Acest personaj a intrat... Iar patru ține de casă. Familie. În familie, probabil, așa a fost învățat. Dar apare provocarea, soarele, trezirea. Și probabil și separările care au fost, trăsnetele care au fost. Da? Wow. Trebuie să las așa, nu? Hai să las așa. Au venit foarte multe cărți. Ha. Dar vedeți, voi am vorbit despre bărbatul divin și apare femeia divină. Bărbatul divin într-o altă manifestare, dincolo de dimensiunile cu care ne-am obișnuit noi. Cinci de spade, conflicte, jocuri mentale, 10 de bâte, blocaje. Influență negativă, am zis la 5 de spade, auzi, 4 și cu 1, 5. Dacă, aoleu, dacă cumva domnul, doamna care meditează la această situație, la aceste potențiale, unul versus celălalt, dacă cumva află adevărul și hotărăște ceea ce trebuie să facă, adică să meargă spre soare, spre tot ce reprezintă abundență, da, să înseamnă soarele, nu? Ofertă necondiționată, asta face soarele. Nu-și limitează nici lumina, nici căldura, oferă tuturor. Și împărăteasa la fel, asta reprezintă dragostea necondiționată. Vorbesc cu oameni, împărtășesc din relațiile mele. Asta face împărăteasa. Aoleu, dacă acest personaj află adevărul, ce facem? Ar putea să fie influențele negative pe care acest personaj le suportă la un moment dat, în cuplu. Hai să vedem soarele. Dar apare o trezire. Hai să vedem soarele, clarificăm soarele. Mai multe spade. Regele de spade și eremitul. Regele de spade. Vedeți voi, regele de spade are calitățile sale. Nu-l fixez musai pe gemeni, balanță sau vărsător, că poate să fie orice zodie în energia sa mentală. Orice zodie. Și alături de eremit, vai, acest personaj vorbește foarte puțin, preferă să stea în umbră, da? Se exprime mai puțin. Să analizeze, să despice firul în patru. Posibil, totuși, acest personaj să aibă parte de lumină, să înțeleagă niște lucruri. Aici este o lumină. Să iasă din carapace, să înțeleagă. Băi, eu am stat în întuneric. Cum să înțeleg dacă stau sub carapace? Cât pot să înțeleg dacă nu și experimentez? Că una e ce dezbață în mintea ta și alta e ce trăiești. Soarele înseamnă viață. Ar putea acest personaj să se trezească. Dar deocamdată acest personaj tace. Și ar putea să fie trezirea cuiva acestei doamne, împărăteasă, preîmpărăteasă ce este, care își dă seama, măi, decât să stau în preajma cuiva care tace, mai bine mă duc un pic la mare, la soare, mă încălzesc în preajma, eu știu, cui. Da. Mă încarc cu energie și transmit mai departe. Mersi, mă, de inspirație. Asta face. Mă încarc cu energie, eu știu, din viața mea publică, din realizările mele și transmit mai departe. Împărăteasa și soarele transmite condiționat. Și da, și persoana care se va simți
să zic, neglijată, 5 de monede, începe să devină geloasă, 5 de bâte. Și iată ce face când e gelos. El iese din ape. Dar din ce ape? Ia vedeți, măi. Ape din emoții. Dacă până acum a stat în emoții, opa, o să iasă din emoții. O să iasă la suprafață. Yes, macho. Macho man. Uite să nu mai glumesc atâta. Mai glumim. Ia, în timp ce vorbesc, apare temperanța, iar temperanța și valetul de bute. Cineva se reține foarte mult în a exprima cât de fericit e acest personaj care tace, se simte foarte fericit în preajma acestei energii feminine. Dar nu spune. Nu spune. Probabil nici nu știe să exprime fericirea. Dar mă, mai poți să faci cursuri. O să fac și eu. O să fac un curs de o jumătate de oră pentru cei care au probleme de exprimare. Ha? Ce ziceți? Vreți? Un curs, o prezentare de jumătate de oră. Top așa. Ia uite, 8 de cupe. Iar regele de monede, figura tradițională despre care vorbim. Dar e o situație în care se încearcă o detașare emoțională. Rămâne de văzut dacă se poate. În ce sens? Cine se detașează? Hai să vorbim. Energia, așa aș face. Energia feminină versus la mijloc. Stres versus energia masculină care este cu cineva, sorry, să vă zic, este cu cineva și din cauza asta probabil tace. Dar aici este adevărul la mijloc. Aici e transformarea. Vedeți voi, cuconul ăsta târne de o spadă. La un moment dat, când lucrurile vor atârna pe aici, că sunt multe monede, va atârna prea mult, se va rupe. Ideea este să se rupă în timp ce se transformă, ca să poată să zboare. Înțelegeți voi, da? Către soare, către o altă versiune a sa, să nu se rupă exact în spadele astea, în gânduri. Hai să vedem. Energia aceasta masculină, că văd multe cărți pe energia masculină. Ce gândește? În această perioadă, 2 de spade, că l-am văzut mai devreme, încearcă să muncească. Și separarea de această situație, care n-a fost exprimată, a fost exprimare temperată. Cavalerul de spade ar veni acum, dar se temperează, că știe că are niște chestiuni. Vedeți cărțile? Că poate nu mă credeți, bre. Poate nu mă credeți, 2 de spade. Stai să gândească ce știe mai bine acest personaj să facă decât să se gândească. Mă cam îndoiesc. Pentru că atât cât timp cu cât te gândești, cu atât vii mai multe gânduri și te bruiază. Și îți îngreunează alegerile. Da. Hai să mai vedem ce gândește. Ia, 2 de monede. Gândește, cântărește. Da, dar unde mă simt mai în siguranță? Da, acolo aș putea într-adevăr cumpărăteasă și prepărăteasă să împarte de monezi, aici mai puține, da, e sigur, aici e sigur. Regele și regina de monede, aici e sigur, acolo trebuie să faci efort, măi, trebuie să te implici la nouă și la împărăteasă la fel. Trebuie să o apreciezi, trebuie să-i oferi protecție, trebuie să, nu? Să o alinți. Nu. La ce se gândește acest personaj? În mod special masculin, cu aspecte puternice în semne de aer, de pământ. Vreți să vă zic? Hai, vi le mai zic o dată. Geme, balanță, scorpion, fecioară, capricorn, taur. Dar ori fi având și alte aspecte. Dar astea, în mod special, ia uite mă, 2-2-2, bre, o fi început acest personaj să vadă 2-2-2. Ar fi fain. Dar oare pricepe? De ce vede el 2-2-2? S-o duce și el pe internet să citească. Ce înseamnă 2-2-2? Atracție foarte mare față de această femeie. Dar sunt niște conflicte de nu se poate. Poveste. 5 de spade, 5 de bâte și cele mai mari conflicte, ia uitați, sunt din cauza acestui mental. Regele de spade de 2 ori apare, da? 5 de monede. Hiperanaliza care pune potențialul
în stand-by, vă lasă pe împărăteasă, preîmpărăteasă, e preferată figura stabilă, figura sigură. Da? Poate că sunt și influențe, poate că sunt și influență din partea prietenilor, a familiilor, dar nu e doar influența exterioară, cât și tendința lor. Fără supărare. Și tendința lor este. Asta e. Uite, hai. Hai să clarificăm. Clarificăm 2 de spade. Da. Să se gândească. Să vorbesc sau să nu vorbesc. Însă, iar, apropo, vorbit, spada în sus sau tăcere? Să se gândească. Și cu cât se gândește și își reține comunicarea, cum am zis mai devreme, a apărut cavalerul de spade și temperanța, cu atât se produc mai multe răni în viețile lor și în viețile celor din jur. 10 de spade. Acest personaj eventual ar vrea să spună că trece prin transformări. Da, într-adevăr, trece prin transformări, am zis. Numai să se transforme mai repede, să nu pice netransformat în aceste spade, să poată să zboară. 10 de cupe. Iau împăratul. Și avem împărăteasa. Știe că dacă nu merge să comunice cât mai repede, o să piardă totul. De ce zic asta? Pentru că e o fericire care va fi blocată dacă nu se trezește la potențialul sau dacă nu alege corect. Doi de monede. Împăratul și împărăteasa, păi... Doi de monede. Clarificăm pentru... El. Oh, zero. Se gândește să o iau de la zero sau să mă duc înapoi la vechea, vechiul, eu știu ce-o fi. Ce să fac? Ce să fac? Cineva are cățeluș alb? Nu știu. Eu am cățeluș negri. Iată. Stă să se gândească la ceea ce simte. Iată, zero de două ori zero, judecata. Să iau de la zero. Intuiția îi spune să o ia de la zero. Pentru că iubește. A început să iubească. Ești trezirea. Simte. Regele de cupe. Da. Nada. Nada. Doi de cupe. Oh. Trei de spade, dar a venit așa. Aici e dezamăzirea dintre cele două suflete perechi. Pentru că acest personaj, în loc să o ia de la zero, se duce tot. Are tendința să se ducă în trecut. Bre, nouă de monede, vorbim de aici, nemanifestată, stă și se blochează și ea. Băi, nu mai vă blocați. Pentru că preluați energia, voi ființe sensibile, unele dintre voi, da? Sensibile, empatice, că împărăteasa este sensibilă, măi. Poate să fie și dură. Poate să fie și regina de spadă, dacă e necesării. Necesării, mă, alin și eu. Dar... Mai dăm o carte. Pe doi de cupe. De ce e trei de spade așa? Da, influența cuiva, incapacitatea de a lua decizia, dezamăgirile cuiva din trecut. Cineva, într-adevăr, a trecut. Da, măi, nu ești primul. Nu ești primul om care suferă în lumea asta. Și noi am suferit, măi. Și noi am suferit. Și noi am pierdut oameni, și noi am pierdut relații, și noi am pierdut job-uri, și noi am pierdut bani. Și ne-am transformat. Și am crescut. Păi... Știți cum e pomul ăsta? De ce e așa? Ce credeți că n-a fost trăsnit din când în când, dar tot și-a întins crengile, da? Și poate nici nu a crescut inițial în acest pământ. Dau exemplu ca să înțelegeți pentru cine o fi. Poate sămânța a fost dusă de vânt în altă parte. De vânt, de gând. Da? Gândul va trimis mai în alt loc și acolo ați crescut. Nu trebuie să stai în locurile care nu corespund nevoilor tale. Am dat 3 de spade și 2 de cupe. De ce 3 de spade la 2 de cupe? 2 de cupe e o energie foarte frumoasă. Acest personaj simte, vă simte, dar tocmai pentru că vă simte și voi îi simțiți extra.
turnul invers. Da, nu vrea să se transforme. Separarea este între voi pentru că e tăcere, cineva a zis gata, stop cadru, dar celălalt n-ar vrea. Justiția. Da, am zis judecata, dar aici probabil că judecă acest personaj. Ce este corect, ce nu e corect. Dar din ce perspective? Dacă vorbim de corectitudine doar din perspectiva aceea de tribunal, poate nu. Dar când vorbim de corectitudine emoțională, spirituală, lucrurile se schimbă. Justiția divină e total diferită față de justiția umană. Pentru că justiția umană a fost deviată. Inițial ar fi trebuit să fie conform justiției divine, dar oamenii au tendința să distorsioneze, să facă justiția în folosul lor. Și atunci, nu mai e dacă e în folosul lor, nu mai e în folosul divinității. Mai dăm o carte ciudată și ar să vrea. Iar, justiția, stă pe loc acest personaj, se gândește, ce să fac? Să mă extind? Să iau bâta? Ia uite, să iau personajul care se extinde, e distanță, e nevoie de implicare, sau personajul care stă pe loc, da? Aici, relația, care stă pe loc de oferă confort, un soi de stabilitate, stă. Mai dăm, vai, ce cărți, noi mai dăm pe turnul ăsta, pe doi de cupe, trei de spade, turnul, ce e turnul invers? E frică de trezire. Între altele, ce vrea să iasă? Ar vrea. Da, separarea dintre voi îi pune pe gânduri. Că l-am dat întâi, vorbeam de judecată și a apărut justiția. Și-ar dori să se împace. Dacă știți că v-ați separat, și-ar dori să se împace. Și tot de cu pentru o anumită formă înseamnă păcare, pentru că se simte bine în preajma voastră. Voi puteți să-i alinați în aceste momente dure, puteți alina. Dar de ce nu alege? E problema lor. Că le e frică să iasă din carapace. Că nu s-a obișnuit să cuvânteze. Că s-a obișnuit să fie închiși în ei și să fie în zona asta de confort. Da? E problemuța lor. Hai să vedem. Ia, clarificăm acum despre ea. Energia feminină. Ce am putea afla despre ea? Ce gândește? Deci, ce interesant, acest personaj masculin, am zis, care cântărește monezile potențiale, fiecare personaj are o valoare în viața sa. Însă, aici ar fi judecata, gândirea. Sufletul pereche are, într-adevăr, vine cu moneda strălucitoare. Celălalt îl blochează în relație, conștientizează. Că relația cu sufletul karmic îl blochează din punct de vedere mental și emoțional. Nu mai are viziune, nu mai vede în față decât, eu știu, casă, job, familie, copii, bani pe masă, chestii de genul ăsta. Aici e altceva, mai discuți la suflet la suflet, mai discuți despre fluturașii din stomac, despre eu știu ce idei trăznite, e altceva. Dar trebuie să fii de la egal la egal, vedeți, egalitate. Ce scrie aici? Egalitate. Aici egalitate. Două cupe la același nivel, măi! Nu se poate. Dar nu una mai plină, alta mai goală. Nu una mai sus, una mai jos. Da? Ca în temperanță. Ia. Oh, 10 de bâte. Se simte consumată de această poveste. Ia. Știe că regele de spade o urmărește. Iată, nu vorbește, dar... urmărește. Intuiește că e împărăteasă, măi. E împărăteasă. Hai să fim serios, nu? 7 de monede și steaua, da. În primul rând, s-a săturat. 7 de monede e o stare de oboseală. Nu mai vreau să muncesc, să investesc într-o situație, într-o relație în care mă consum. Tot eu. Asta face. 10 de bute, asta face. Am pus atâta pasiune, am încercat să văd valoarea, să investesc. Corect, da? Și ce primesc? Nada. Așadar, se reorientează cu toată pasiunea, cu răbdare, înspre stea, înspre vindecare. Înspre lumină, stea și soarele. Eventual, aici poate să fie trezirea ei. Fiecare cu trezirea lui, da? Trezirea ei. Am nevoie de un
bărbat, dau un exemplu, da? Un bărbat care radiază căldură, care vindecă, care are o participare publică, pentru că împărăteasa, într-un fel sau altul, eu așa o văd, se extinde și înspre public, cât de mic ar fi, da, se extinde. Și atunci ai nevoie de oameni care înțeleg nevoia de a comunica cu publicul, că vorbeam de comunicare la trei. Vedeți, măi? Vedeți, da? Chiar dacă, să zic, iar orientarea, reorientarea acestei preîmpărătese către destinul său, care implică vindecare, însă implică multă muncă, răbdare și știe că se va extinde cu cine trebuie. Dacă acest personaj vrea să devină soare, stea, da? Partenerul potrivit pentru ea, bine. Roata norocului. Da, vrea să iasă din blocajul ăsta mental, da? Am zis că este între voi doi. Probabil că amândoi v-ați blocat. Interesant, e 8 și 4. Amândoi sunt testați și vă gândiți, 4 de 4, de 2 ori, da? Creează 8. Vreți să schimbați energia, vreți să creați, să manifestați valetul de monede, să manifestați dragoste, echilibru, egalitate. Îndrăgostiți, da? 3 și 3. 3, împărăteasa, și să vină încă cineva cu 3-ul său. Nu cu 3 de spade, hai, pardon. Că pe ăsta l-am tot trăit de 11.000 de ori, da? Opa, ce frumos! Împăratul! Bă, ce pitit e împăratul ăsta, îl vedeți? Ce pitit e? Da. Dar dacă împăratul nu explică, nu exprimă ce vrea să-i fie de bine. Dar dacă nu e acesta împăratul și e altcineva, ce fac? Stau fixată pe acest personaj care încă nu și-a descoperit latura sa divină, încă nu știe dacă vrea să o ia de la zero sau dacă vrea să se extind, da, ar fi trebuit să se împace, dar totuși... Da? Deci acest personaj, energia feminină, vrea să iasă din blocaje. Interesant că aici o energie feminină vrea să iasă din blocaje. E timpul. It's time. Roata norocului, e timpul. Ah, câte chestii de interesante am văzut în ultimele zile, să vă povestesc, cu 10 de bâte. Să explorăm universul. 10 de bâte. Clarificăm 10 de bâte. Pentru ea. Iar, 8 de spade și cavalerul de cupe. Tot a așteptat, s-a blocat într-o romanță. Probabil s-a atașat emoțional de acest personaj. Da? Că vorbim de el și ea, da? 8 de spade. Tot a sperat că el vine, că exprimă ceva. Nu, el stă și se gândește. Se gândește, cântărește, ar vrea, dar blochează această dezamăgire. Iar trei, ea ține de comunicare, nu știe să exprime, nici și că îi dezamăgi, nici că e fericit, nici că trece prin probleme, nici că ar vrea și... Știți voi când aveți de-a face cu asemenea oameni, cum e. Și ar apare, da? Apar îndrăgostiții roata norocului, da? Aici este. Ce, 7 de monede. Aici este, vedeți? Am înțeles. Înțelege, aici este și trezirea ei, că a depus prea mult efort în această relație. Și depunând efort, da? Și implicându-se și fizic și practic și emoțional, a comunicat tot timpul ce simte, ce aia ceilaltă și a creat un soi de obsesie. Și atunci trebuie să se elibereze, că obsesia asta nu e bine, nu e sănătoasă, trebuie să meargă către eliberare. Da? 7 de monede. Că știi că femeile sunt mai vorbărețe. Da. 7, interesant, 9 de bute. Posibil să pună un blocaj. Pe de altă parte, blocajul este creat deja de acest personaj care nu se exprimă și întârzie. 7 de monede înseamnă și o energie foarte precaută. Îl simte pe acest personaj foarte precaut, că ar vrea, n-ar vrea, nu știe, să se mai gândească, aia. Da? Deci, pe de o parte, sunt și blocajele pe care le-a experimentat în această relație, dar pe de altă parte, am senzația că și ea. Învață să pună niște blocaje, dacă se simte părăsită, se simte manipulată emoțională. De cine? Se simte că acest personaj este egoist 5 de bâte.
Da, căsătorit, da? Sau cu job, căsătorit cu jobul, poate să fie căsătorit cu jobul sau căsătorit cu neamurile, cu familia care cer bani. Hai să ne mai cumpărăm o canapea, hai să ne mai cumpărăm, să mai facem ceva la casa, hai să mai facem o cameră. Câte avem 10 camere, să mai facem încă una anul ăsta. Dau exemplu, da. Clarificăm steaua. Mai înregistrează că nici nu știu cât spațiu am. Clarificăm steaua pentru EA. Și cum ne place să nu ascultă, da? Dacă ascultați și nu rezonați, măcar că învățați o lecție. Din orice se poate învăța, dacă vreți, dacă vă dați timp. Nu o să învățați imediat, nu. Voi așteptați, unii dintre voi așteptați, ia uite, confuzie, a trăit confuzie, își dă seama care opțiuni, dar e că și împăratul, dar în primul rând împăratul creează confuzie. Da, are de unde alege, dar nu știe ce să aleagă. Dăm peste am. Spuneam de învățat. Nu vă așteptați să înțelegeți mesajele din prima mai, că de fapt lecția nu se învață. Ai spus odată poezia și ai învățat-o. Nu, nu există așa ceva. Trebuie să repeți de câteva ori ca să înveți, nu? Și la matematică, și la română, și la tot. Așadar, dați-vă timp. Nu, să aici este trezirea. Probabil că doi oameni se trezesc sau trezirea unei atrage trezirea celuilalt. Hai, steaua! Haide, steaua! Haide, steaua! Haide, dinamo! Nu știu, cine este? Nu mai există? Mai există steaua în fotbal? Mai există steaua în fotbal? Ah, ce frumos! Trei de cupe! Merge către victorii, se întâlnește cu prietenii, realizează, iese în evidență în primul și în primul rând, da, aici este. Lasă să se gândește. Dacă personajul a pus-o în triunghi amoros, pentru că se poate, poate nu e soția, regina de monede, poate nu e soția, poate e o rudă, poate e o personajul cu care este în relație de mult timp, poate este mama. Da? Este mama lui. Sau tatăl ei, da, zic și eu, da? Dacă a fost pusă în triunghi, lucrează și ea și își vede de vindecare. Foarte bine, bravo, fetelor. Da, posibil cu cavalerul de bute. Da, atracție. Nu zic muzai că ați fost împreună. Dar de simțit bine, v-ați simțit emoțional, v-ați simțit bine. A existat atracție. Poate n-ați apucat să vă culcați cu ei, că ar fi foarte bine dacă n-ați apucat să vă culcați cu ei. E super. Ideea este că mergeți înspre vindecare, întâlnire cu prietenii, reușite, da? Ieșiți la un suculeț, o înghețată. Păi da, foarte bine. Posibil interesant, atrageți atenția în preajma. Interesant ce se întâmplă aici. Trei de cupe. Dacă ieșiți la evenimente, ia mai ieșiți fetelor la câte un eveniment. Nu știu, teatru ce. Eu vreau să merg la teatru evreiesc într-o zi, într-un weekend. Mai ieșiți la un teatru, la un eveniment, la ceva, lansare de carte, expoziții. Mie asta îmi plac. Poate voi mergeți la concerte. Poate întâlniți pe cineva care vă atrage atenția, steaua atrage atenția sau voi atrageți atenția cuiva. Hai, fetelor, hai, mai dăm o carte pe trei de cupe. Și de fapt, pe stea, hai să vedem steaua. Who is? This star. Doamnelor, sau energiilor feminine, puteți să străluciți la un moment dat, dacă aveți răbdare. Și dacă sunteți determinate să blocați tot ce e negativ din trecut și să depuneți efort, refort și stabilitate, consistență, puteți să ieșiți în evidență, puteți să fiți stele. I'm a star. I can be a star. Cine este steaua asta, mai? Tarotele, drag. Tarotela. Stai. Pui, îi place să mă asculte. Dar e de bine, e fain totuși. E fain. Nouă de cupe, mă. Cineva care știe să se iubească, da? Atrage atenția altora. Pe de altă parte, vă vindecați și începe să simțiți că vă iubiți. Nouă de cupe, trei de cupe. Yes! Stai. Nouă de cupe. Da, e frumos. Nu, chiar e fain.
Deci la asta se gândește ea, la asta se gândește el în principiu. El și-ar dori o împăcare, dar ce face totuși? Hai să vedem, ia. Mai e timp cât am vorbit. 40 și ceva. Hai să vedem cum acționează dânsul. Arată-ne pașii. Deocamdată e gelos. Foarte, aveți grijă. Pentru că gelozia oamenilor vă afectează sporul. Țineți minte de la mine. Gelozia oamenilor, invidiile, nu zic că și conflictele interioare și conflictele cu care, eu știu, pe care le are în viața personală, dar ia uite lumea. Pentru că voi vreți să încheiați capitolul, da? Și să manifestați putere. Mai dăm. Deocamdată este... Ce face din sol și nu de băte. Luna. Deci, iar justiția. Zice de iar. E dezamăgit acasă sau la job, dar nu pare deocamdată să facă ceva, decât să se lupte acolo. 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 Mai dăm o carte. Acest personaj în continuare, copleșit și de frică și de confuzie. În această carte sunt doi brazi, ar trebui să aleagă. Dar, cum să alegem? În timp ce să aleagă vindecarea, să aleagă lumina, să aleagă steaua. Ce mai face acest personaj, pașii dânsului, către, nu știu, fericire? Ups! Na, stă. Patru de monede. Patru de monede nu face, stă. Alt patru. Patru, în general, stă. Stă în relațiile karmice. De frică. Luna e frică. Din cauza conflictelor, deocamdată stă. Ia, vedeți? Vedeți că am dreptate? Stă. Stă și în cap. Dacă s-a obișnuit să stea în cap, păi, nu. Tocmai acum când s-a obișnuit să schimbați voi poziția, nu se poate mai așa. Ce e? Nu? 8 de cupe. Da? Și 6 de bute. De monede. Dacă e nevoie de reciprocitate, nu mai, ia mai bine să stea. De ce să vă ofere reciprocitate când poate să nu ofere nimic acolo și să stea bine că tot nu oferă nimic? Primește, de-a gata. Și uite așa, manifestă. Ce manifestă? Ia, ce face ea? Ce face ea? Acțiunile ei. Ia uite, vedeți? Apropo de statul lui. 10 de bute de două ori, efectiv, au obosit de atâtea conflicte mentale. 10 de bute, simte un consum energetic. 10 de bute. Nu, nu mai vreau conflicte mentale, nu mai vreau argumente, nu mai vreau jocuri mentale. Pentru că se simte, am vorbit de magician de la început, se simte manipulată. No! Ia uite, cât mai stai doi de monede să până schimb energia, până schimb direcția, până schimb viteza? Cât mai stai? E, 9 de bute invers, interesant. No. Ce face? Ia să vedem ce face această doamnă. Se eliberează 8 de cupe. Și a vrut să iasă interesant și împăratul. Dacă ați avut vreun sentiment că acesta ar fi flacăra voastră geamănă, da? Că acesta ar fi împăratul, unele dintre voi vă dați seama că, măi, împăratul ăsta încă nu este treaz. Încă nu știe ce e aia să fi împărat. Și atunci vă eliberați să vedeți de steaua voastră, de sufletele voastre perechi aici la 3 de cupe, sunt suflete perechi, prieteni, viitor sau viitoare colaboratoare, da? E fain. Mai întâi a apărut asta și apoi ăsta. Da? Vreți să manifestați magicianul? 6 de bute, victorie. Da? Să străluciți deasupra întunericului, să vă regăsiți curcubeu, măi, să vă regăsiți speranța dincolo de această realitate sumbră. Sumbră, din punct de vedere emoțional, energetic, mental, sumbră. Acest personaj încă este extrem de încăpățânat. Împăratul nu știe încă ce e aia transformare, ce e aia schimbare, de aia turnul a venit invers, creează încă blocaj. Stă în patru. E în faza de preîmpărățel. Adică, nu-și cunoaște spiritualitatea. Interesant, aici este o eclipsă. 8 de cupe.
Poate cu ocazia acestei eclipse, și interesant, au trecut pe lună în Scorpion sau Venus în Scorpion, cu ocazia eclipsei de lună care a fost, sunteți determinate să vă eliberați, da, de acest împărat, personaj cu responsabilități, familiare de orice natură, căsătorie sau, eu știu, neamuri, job, da? Dar, în primul și în primul rând, foarte patru, da? Semn de pământ, semn de, adică ca și energie, poate progresiv, dragii mei, poate progresiv, poate alt semn, poate semn de aer, poate semn de apă, dar poate semn de foc, dar progresiv este pe monede. Da? Mai dăm o carte, unde se duce 8 de cupe? Ah, vedeți, nici nu mai trebuie. 8 de cupe merge către 9 de cupe. Merge, își regăsește dragostea față de ea, stima, prin prieteni, prin vindecare, prin tehnici, eu știu, alternative de vindecare la steaua, că sunt neconvenționare, pentru că știe că are de crescut. Da. Are o coroană, are o aură, trebuie să o păstreze. Frumii. Curățăm cărțile, sfaturi. Dacă tot am vorbit, hai să fac și un sfat. Dacă tot am vorbit atât așa, ați avut răbdare. Eu știu ce ați făcut în timp ce m-ați ascultat. Cartofi prăjiți, v-ați făcut unghiile. Eu știu ce ați făcut. Curat în casă. Ați băut o cafeluță. Prea multă... Interesant. Pentru cine o fi? Nu știu, cred că pentru amândoi când am cerut. Amândoi ar trebui să intrați în puterea voastră, step into your power. Da, avem două cărți care vorbesc despre adevăr, trezire. Da, amândoi trebuie să vă treziți. Unul probabil se trezește mai repede, această energie, pentru că în principiu știe, da, știe cine e, ce are de făcut, dar nu mai are așteptările pe care le-a avut până acum. Hai să vedem ce ar trebui să facă el. Uf! Step up and lead. Măi! Să preia conducerea. În ce sens? Să preia conducerea acestei situații. Adică să se implice, ca să-ți face conducătorul și conducătorul, dragii mei, care sunteți aici și comunică. E un soi de lună nouă, da? Lună nouă. Probabil la lună nouă în Capricorn o să auziți ceva vești. Sau, doamnelor, despre acest personaj, probabil, dacă mai vreți să auziți despre ei, că poate nu mai vreți să auziți despre ei. Believe in your good luck. Acest personaj trebuie să aibă încredere în norocul său. Și care e norocerul lui dacă nu e împărătea sa? Care e mai frumoasă și mai norocoasă? Ce mai faină? Yes! E nouă și Jupiter, apropo de norocel. Deci rețineți, ca, poate apare și la ea, believe in your good luck. Și deschideți-vă către schimbare, cam greu pentru împărat, pentru figura aceasta încăpățânată, vrea să pice. Ah, nu s-o lăsăm aici. Că voi oricum știți ce aveți de făcut, doamnelor. Da? Trebuie să aibă încredere, believe, do you believe, stai. Ah! Ia uitați-vă, a rămas cărțile la 2 de cupe, da? Și am vorbit de 2 de cupe, de 3 de cupe. Ea se eliberează de încăpățânarea lui, de conflictele mentale care vin și consumă de energie care au venit cu această situație, da? Și își găsește prieten la 2 de cupe. 2 de cupe trebuie să fie amor. Ar putea, printre prieteni, să-și găsească un personaj cu care are o nouă pasiune, poate un personaj care strălucește, astfel de bâte soarele și steaua, probabil, why not? Posibil să fie mai tânăr, dar nu contează atât timp cât cei doi se simt bine împreună. Și nu vorbesc de bine sexual, dragii mei, e un bine emoțional. E și pasiune cu doi trandafiri, dar e bine emoțional, comunică. Ar fi putut și acest personaj, da? Nu știu, când. Ce sfat pentru ea? Sfat pentru dânsa. Ups! Găsiți-vă echilibru, find the balance. Da. Extraordinar. Luna plină în balanță, probabil începeți, ați început de la luna plină în balanță să vă căutați echilibru și este minunat. Repet, lucrurile nu se întâmplă nici peste noapte, nici peste zi. E un proces. Ia uitați-vă ce frumos rezonează. Făceți-vă timp pentru
Dragoste. Relaxați-vă, m-am zis, mă, de aici, relax. Steaua, ce face? Se vindecă, da? 9 de cupe, ce face? Se simte bine. În pielea sa își face, știu, un masaj, se duce la cosmetică, se vopsește, se întâlnește cu prietenii. Relax, New Moon in Cancer. Probabil, da. Da. Așa și faceți-vă dragoste, dragoste, faceți-vă timp pentru ce? Self-love, 9 de cupe, asta înseamnă self-love. 8 de cupe merge către 9, frumos. Păi, voi știți, dar am vrut să vă asigur că asta aveți de făcut. Nu știu ce dietă o să dau, dar cam asta e povestea unui colectiv în această perioadă. Vă pup, ne mai auzim, ceau, ceau.